Ce se întâmplă însă cu cei care realmente vor să urmeze bunătatea, să fie oameni de inimă, cu cei care râvnesc la viața domnicească? Nu vă pot răspunde decât tot cu un stih din psalmii profetului David. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iată omul zilor noastre, ca să poată realmente să trăiască în Dumnezeu, să trăiască duhovnicește, resimte deseori această senzație de vlăguire a sufletului. Ne simțim deseori la capătul puterilor noastre sufletești, incapabili să ne mai rugăm cum trebuie, incapabili să mai punem la inimă durerile aproapelui, incapabili să mai facem binele. Creștinul, în lumea de astăzi, se aseamănă cu un pește care se află într-un râu poluat. Ceilalți pești nu-și dau seama că râul e poluat, unii chiar se adaptează căutând malformații, însă creștinul nostru, dacă e conștient, își dă seama că e într-o apă otrăvită, într-o apă toxică. Și cu toate că își dă seama, nu se poate feri, nu poate schimba râul. Este și el îmbibat de apa toxică. Așa și noi, din cauza presiunilor din jurul nostru, din cauza exigențelor și așteptărilor pe care lumea le are de la noi și care intră de cele mai multe ori în conflict direct cu vocația noastră de creștini, suntem îmbibați de această cultură a egoismului, a realizării de sine, a eficienței, a competitivității. Și creștinul este prins la mijloc, este prins la mijloc. Pe de o parte, trebuie să se miște în acest ritm al lumii, dacă vrea să rămână în societate, dacă vrea să-și întrețină familia, însă pe de altă parte, dacă se mișcă întru totul în ritmul acestei lumi, își pierde inima, își pierde bunătatea inimii. De aceea, trebuie să învățăm să înotăm împotriva curentului. Însă, împotriva curentului trebuie să fim mișcați de ceva. Și acești curenți se pot mișca și în sens invers, mai printr-o lucrare minunată și binefăcătoare a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă de bobotează la Iordan? Ce se întâmplă? După cuvintele paremiei, prăznuirii, Iordanul se întoarce înapoi. Așa și noi. Trebuie să învățăm să mergem în sus. Purtați în direcția opusă și să nu ne ducem după această lume, fiindcă pe măsură ce rula avansează, devine tot mai toxic, până la cascadă, până la prăbușirea finală. Însă, totodată, trebuie să conștientizăm această stare, de fapt, această contradicție între cultura Duhului și cultura lumii. Să ne lepădăm de răutate,